Bună seara, sunt Dorin Galben și bine v-am regăsit la Cotidianul Live. Deja probabil ați auzit, la noi aici în studio este domnul Mihai Ghimpu, președintele de onoare al Partidului Liberal. Domnule Ghimpu, bună seara și bine ați venit. Bună seara și mulțumesc că m-ați invitat și mă aflu aici alături de voi, acești tineri frumoși. Sunteți pentru prima dată la noi aici. Victoria, da. Deci, domnule Ghimpu, haideți să începem cu subiectul zilei la nivel internațional, după trecem la ceea ce se întâmplă în Republica Moldova. Republica Moldova își dorește să intre în Uniunea Europeană, dar iată, vedem că sunt state importante care, cu tot din adinsul, își doresc să iasă. Vorbim despre Brexit și nemijlocit, faptul că Marea Britanie, deja oficial astăzi, noaptea, devine spre sâmbătă, urmează să iasă din Uniunea Europeană. Cum dumneavoastră ați perceput această informație? Colegii noștri din Partidul Liberal Democrat, din Marea Britanie, au fost împotrivă. Noi am și sunut. Eu chiar mi-amintesc că am făcut atunci pe internet, pe pagina partidului, l-am plasat noi o susținere, adică împotriva Brexit-ului și am vorbit chiar și în engleză atunci. Așa am... Ne amintim. Vă amintiți, da? Foarte. Ce să vă zic? Clar că e ceva nesănătos, fiindcă 50 de ani să fie în Uniunea Europeană și hodronc-tronc. Bănuiesc că cineva aici a prea tras la burta sa. Marea Britanie, ca atare, în anii ăștia n-a prea fost activ în Uniunea Europeană. Dacă ne amintim permanent, Germania, Merkel, Franța pe aici colea, dar în restul, Marea Britanie, Italia, celelalte țări nu. Și... Dar era o forță importantă. Da. Oricum e o lovitură pentru Uniunea Europeană sigur și această instituție. Sigur că Marea Britanie este un stat puternic și economic, e o mare lovitură. Și eu cred că sunt state care au fost sunt împotriva Uniunii Europene și se vor lucra mai departe ca să mă iasă cineva. Nu vedeți că și acum undeva s-au format două tabere, tabăra celor vechi și tabăra ăștior noi care au aderat după 2000 încoace. Păcat. Sigur că cetățenii din Marea Britanie o simt acest lucru, că dacă 50 de ani a fost cu un pașaport care nu îl interesa un să duci cum vine, duce în Germania, în Franța, acum la fiecare pas, viză, du-te, ei o simt, ei n-au simțit, așa cum unii nu ne înțeleg pe noi ce înseamnă politica rusească, Rusia, Uniunea Sovietică, noi cei care am trăit așa și ei. Ei nu știu ce înseamnă să fii în afara unei pieți comune, unde când vrei te duci, când vrei vii și așa mai departe. Dar din punct de vedere a politicii care s-a promovat până acum, sigur că este o lovitură pentru Uniunea Europeană, cu atât mai mult că, acum vedeți, nu spre și Germania cu Franța, state membri UE, au luat o decizie să formeze o armată comună, adică nu-i bine ceea ce și cred că nu mai este aceasta soluția. Nu, soluția dar ce se întâmplă acolo? E începutul sfârșitului sau totuși e o situație de la ordinea zilei? Nu poate fi început sfârșitul, dar cum să vă spun, știți că vorba aceea că părinții, dar dinții sunt mai aproape sau cămașa personală și așa aici. Sunt state membre, dar vedeți că au o politică diferită față de Federația Rusă. Le trebuie piață. Adică sunt niște lucruri care, în primul rând, cum ne-ai da, ia că nouă, pe noi ne impun ca să, sau statele, mai bine statele noi membri care au aderat ca piața să fie liberă deschisă pentru produsele mărfurile țărilor UE. Dar când te duci în... și n-ai drept să adopți o lege ca să-i dau prioritate la un produs de-a nostru, de exemplu, să ajutăm agricultorii noștri. Când duci la dânsă, aceasta este și ei parcă asta nu observ. Nu e chiar așa cum credem. Noi am pierdut timpul, să revenim la noi, timpul de aur, de platină care a fost, unde s-au alocat bani, miliarde și s-au ridicat țările baltice, țările din fosta Iugoslavie, Cehia, Slovacia, Polonia, nu mai este același. Păcat. Oricum, eu mă gândesc așa că problemele care s-o apară, în primul rând, față de cetățenii Marea Britanie. Dar față de cetățenii noștri care muncesc în Marea Britanie. Asta e o altă problemă. Problemele care se apară în fața cetățenilor Marea Britanie o să înceapă pe mult să-i pună să gândească mai profund și o să regrete pentru această decizie. Fiindcă, știți, nu există nimic mai important decât libertatea.
libertatea de a te exprima, de a te deplasa. Și când iacă această libertate de deplasare... Dar ei au 11 luni de tranziție până la sfârșitul anului 2020. Oricum ieșirea gata. Ei, de ce? Asta e cotă. Ei nu mai sunt membri, gata, din începând din ziua de azi, da? Ei nu mai sunt. Asta e de acum procedura de care sunt relațiile între ei, între Uniunea Europeană și Marea Britanie. Dar gata. Pentru Republica Moldova, ce înseamnă asta? Nu, ca să revenim și de cetățenii care sunt acolo. Sigur că acum tot stau și așteaptă ce o să fie. O să vadă. Mulți deja cred că și-au făcut și valiza care fă politica față de cetățenii din afara Marii Britanii. Asta înseamnă că nu vor avea dreptul legal să muncească din 2021? Nu, posibil că problema muncii la ei e rezolvată, că așa Marea Britanie, dacă te duci în Londra, în capitala Marii Britanii, apoi londonezii locuiesc în afara orașului. În oraș sunt arabi de culoare, ce vrei, numai nu se. Adică păcat că o suferi mult, și ai noștri și ceilalți care sunt plecați, fiindcă totuși salariile, condițiile de muncă în Marea Britanie au fost foarte bune. Deci foarte mulți nu s-au dus că nu posedă limba engleză, mai ușor studieze italiana, dar care au cunoscut engleză sau au învățat-o răpijor, s-au aranjat foarte bine acolo. Acum chiar am ascultat și niște interviuri cu unii de frazi dincolo de Prut și spunea că eu niciodată nu m-am gândit că am să mă gândesc să revin din nou în țară, dar iată situația aceasta, ieșirea din Uniunea Europeană, zice, m-a pus serios să mă gândesc și sunt în așteptare să văd care va fi atitudinea față de cetățenii care au venit. Dar asta înseamnă că vom avea un flux de cetățeni din diaspora, în special din Marea Britanie, care vor reveni în Republica Moldova sau totuși vor pleca de acolo în alte state? Nu, cred că vor veni la noi. Vor duce în altă parte. Dacă s-au descurcat în Marea Britanie, unde limba engleză e mai... În Italia, mai ușor sau în Portugalia. Nu cred că o să vii. La ce să vin acasă? Nu sunt condiții la noi ca să vii acasă. La noi poți să-l aduci să ne conduc și Trump și cu Putin împreună, n-ai de unic, nu e economie. Aici era o glumă, s-a eliberat un loc, Republica Moldova poate depune cererea de aderare. Deci ăsta e cumva din ordinul fantasticului, dar totuși cât de real este pentru statul nostru ca în următorii câțiva ani? Eu vă spun că eu am trecut pe asta, am avut discuții, fiind președinte. Atunci a fost un val și valul a fost mai mult din partea lor, decât din partea noastră, dar n-a fost pentru aderare. Cât și eu am vorbit și ai noștri alții și Băsescu să ne includ în pachetul balcanic și ați văzut că nu și gata. Pe noi ne-au luat așa să ne ajute numai, fiindcă nici o țară, acolo sunt mai multe țări, nu vor să aducă pe teritoriul lor un conflict înghețat. Ei cum ar și-au scăpat de armata rusă după 95 ani, a fost retrasă și acum din nou să aduc armata rusă cu toate munițiile astea care se află în stânga Nistrului. Sunt probleme. Deci în condițiile actuale Republica Moldova nu se va integra niciodată. Nu, hai să vă dau hai să luăm un exemplu așa ca să nu zic lumea că eu vorbesc, înainte vorbim de integrare, mă vorbesc de unire. Da, și eu am crezut că va fi prin integrare, prin intermediul integrării vom face unire mai repede. Dar chiar mi-a zis mie un oficial de la Bruxelles că nu vă înțeleg eu personal, alții poate, da, mă rog, sunt diferite diviziuni. Dar nu înțeleg de ce voi vreți să ajungeți la Bruxelles direct pe drumul Chișinău-Bruxelles când voi aveți un drum mai scurt, Chișinău-București. Adică mi-a dat înțeles că faceți unire și sunteți membri UE și NATO. Dar luăm un caz, exemplu, țara asta lângă Grecia, cum îi zice... Așa. Cipru, știți că e spărțit în două, o parte din teritoriu e ocupat de turci, chiar pe mijlocul capitalei. Eu am fost acolo și am văzut lucrul ăsta, îl cunosc. Eram președinte, încă am zis bună în franceză, bonsoir, monsieur prezident, și mi-a luat, zice, dobră veche. Eu am căzut jos. Firma m-a aflat că fac studii la Moscova. Și care a fost proiectul Uniunii Europene? Iau partea asta, da, de Cipru, și când o să vadă partea cealaltă cât de bine e aici în cadrul Uniunii Europene, condițiile, viață, salariile, adică și partea aceea, nu mai poftim partea aceea liberă, în partea aceea ocupată de turci,
aceia sunt mulțumit de viața care trăiește și mai vor să unească, să formeze Cipru, din urmă să fie toată țara în, în Uniunea Europeană. Așa și noi. Exemplul ăsta nu e aplicabil pentru Republica Moldova. Nu noi suntem un tot întreg, doar că avem acel conflict. E adevărat. Păi și la noi e teritoriu ocupat ca și la ei. Că la noi, de fapt, noi numai nu vrem. Așa, eu de când am propus să adoptăm o hotărâre de Parlament că prin care declarăm teritoriu ocupat și ne căutăm de treabă, cum s-ar spune, dacă... Asta ce ar însemna? Asta ar însemna că declar teritoriul, pui hotarul pe, pe Nistru și, cum s-ar spune, ai grijă de curtea ta. Dar așa ce, ce control avem noi acolo? Noi nu mai pierdem foarte mult, așa cum au mai fost state ocupate și declarate ocupate și pe urmă poftim. Hong Kong sau care țară, cât a fost sub Marea Britanie și acum s-a întors în Europa. Așa și noi, declarăm ocupată, ne cătăm de asta, ne unim și pe urmă timp o să rete. Dar așa ce, ce folos că noi... Ce, nu s-a dorit, nu s-a ținut nu, cont dar nu, noi avem, asta. Noi avem... știți, dacă nu s-a putut atunci, acum, domnule Ghencu, acum acot mai mult, dar... deci că noi nu avem libertatea de a ne uni în partide pentru interesul național. La noi oricum mâna Moscovei lucrează. O să rămână în istorie vorba asta mea cu mâna Moscovei, dar este adevărat, de asta nu pot să, nu pot să nega. Mâna Moscovei, poftim, ia uite, avem Partidul Comunist care a lucrat pentru Moscova, avem Partidul Socialist, până la dânșii au fost neocomuniștii cei care au fost președinți, secretari de partid și așa mai departe, și inclusiv și pe dreapta. Eu dar de câte voturi e nevoie pentru ca să fie declarat... Unirea? Unirea. Zona ocupată, teritoriul ocupat. În Parlament. Majoritatea, majoritatea în Parlament. Da. Nu constituțională. Nu, da, 51 nu. De deputați. E, sigur că nu e atât de simplu, fiindcă asta nu doresc nici Uniunea Europeană, nici nimeni, nu vor să rămână un colțșor unde nu este control, trafic de, de armament, de, de oameni și de ce vrei. El dar, există la nivel neoficial. Da, dar el de fapt există. Eu chiar când eram în alianță mă certam cu colegii mei și spuneam eu nu înțeleg, guvernul ăsta nostru bă da, este acolo semnat cum se instalează posturile astea în acordul și ala Yeltsin-Snegur, dar poftim aici la Vadul Vodă, la Dorăscaia. Deci postul nu e la malul Nistrului. Dar e mai încolo, da? Exact. Și ei vin prin Dorăscaia, prin Coșnița, ocolesc postul și poftim între liberi aici cu contrabandă că dorești. Așa că... Haideți să trecem la ce probleme se întâmplă în Republica Moldova. Deci, ați văzut informația cumva care este foarte discutată ieri și azi, fotografia lui Vlad Plahotniuc a ajuns pe panoul informativ al persoanelor căutate de poliție. Cum ați perceput această informație? Nu, omul a vrut să fie cel mai cunoscut, iar că a ajuns o venit ziua în care este cel mai cunoscut și, și aplaudat. Panoul informativ din Nisporeni, domnule Ghim. Deci nu este cumva ironia sorții. Iată, dacă îmi permis să mă opresc câteva secunde aici, iată ce înseamnă lipsă de experiență, orgoliu, că eu știu, voi nu știți, că eu pot, că voi nu puteți, că voi policienii ăștia, că noi venim, ia, că dacă eu am acumulat un milion, două, trei, patru avere, adică eu sunt mai deștept ca voi, iată, asta își demonstrează că aroganța acestor oameni i-a adus unii i-a adus. Și unul a fugit, altul a închis și mai mulți fugiți și încă nu știi încă cum va fi și mai departe viața pentru alții. Îl privește, am spus eu la o televiziune, cine mai mult a contribuit ca să fie declarat persoană dezirabilă în Statele Unite Americii. Și am spus că nimeni decât Plahotniuc. El singur și-a făcut și-a croit. El și-a croit drumul ăsta. El și-a croit cămașa asta, el a îmbrăcat, fiindcă dacă nu făcea ce și-a făcut, nu era acum în căutare. Așa domnul când... Buțan zicea la noi aici în platou că asta îl avantajează. Adică americanii s-au spălat cumva pe mâini că ok, nu-l mai solicitați să-l extradăm și tot așa mai departe. E un punct de vedere a domnului Buțan, dar... cum adică îi avantajează? Mă rog, ei ca un stat democratic care nu acceptă corupția, terorismul și, în primul rând, democrația e cea mai importantă valoare pentru ei, clar că nu pot ei ca să fac că nu-l văd și nu știu și nu cunosc de Plahotniuc. Pentru că asta, cine Plahotniuc pentru ei ca să le pună o pată pe harta lor, pe... Deci ei și-au făcut datoria cum este. Clar că acolo nu știi cum poți să taci în judecat să câștigi. Cine știe ce are loc acum. Dar
sunt atestate, sări din unul în altă, mai cred că el are numai două pașapoarte, are mai multe. Dar apropo, despre astea două pașapoarte, de ce ar fi fost necesar un alt pașaport oficial, legal lui Vlad Plahotniuc? Cum credeți dumneavoastră? Nu, dar vă amintiți că a fost informații și a fost judecat unic, a fost atentat asupra lui și Rusia vrea să-l închidă și prin Interpol, încă multe cazuri. Și în astfel de situații, îmi pare că situația permite să ai, nu, așa cum pe unii martori iau și îi protejează, îi ascund și îi duc undeva, îi dau pașapoarte străine, așa și aici. Dar problema nu e că lumea se orientează spre acest pașaport care le cunosc două. Deci el trebuie să duc undeva cu pașapoartele care sunt cunoscute la noi. E liber tu și ia pașapoarte cu alt nume, care nu sunt nicăieri, nu figurează, îți duc în America cu Calcheam Vasile, dar îți duc în Marea Britanie cu Ion și în Italia se duc cu Vania, de exemplu. Nu? Nu, aici ai oamenii care au însușit atât de repede ilegal avere și au impus societății un regim, ăștia tot timpul se pregătesc, ei pregătesc pașii dinainte. Dar el s-a așteptat la ceea ce s-a întâmplat, domnule Ghimpu? Iată, eu mi-amintesc dumneavoastră, chiar mi-am scos aici o declarație de noastră pe Facebook. Da. În luna martie anul trecut, 2019. Domnule Plahotniuc, ai ajuns unde ai vrut și ai ceea ce ți-ai dorit. Miliarde și întreaga putere. Ai demonstrat tuturor că ești cel mai bun cu ghilimele, cel mai pragmatic și cel mai democrat. Totul cu ghilimele. Fiind și președinte de partid. Dar poate te oprești aici, cobori cu picioarele pe pământ și te pui în rând cu lumea pentru că lupta împotriva corupților bogați a dat rezultate bune, scrieți dumneavoastră. PDM, pe care îl conduce, a obținut mandatele necesare și va fi din nou la guvernare. Iar în Parlament, toți deputații vor fi curați curăței ca și Banca de Economie. Scrieți dumneavoastră atunci pe Facebook. Da, deci nu vă așteptați că urmează așa un scenariu, ce s-a întâmplat. Eu doar și în discuții spuneam că miza lui pe socialiști nu este corectă și bătăi în dreapta. Că el, de fapt, el a distrus dreapta și pe Ledimeu și pe Leu, că a făcut filat ce a făcut, dar nu l-a depășit pe dânsul. Aici e problema. Dacă, cum să vorbești de corupție când tu știi că tu ești primul pe listă? Dar el a fost încrezut că tot ce a acumulat el, ce are relații lui cu Dodon, că Dodon nu va asculta Moscova, dar pe dânsul. De frică îl va asculta. Și eu îi spuneam că asta este o greșeală. Ați vorbit despre asta? Cum? Dar eu și întrebam, de ce te unii cu socialiștii și organizezi referendum împotriva Dorin Chirtoac și toate acțiunile cele. Mai vedeți la primărie așa acțiune cum le-a organizat împotriva Dorin Chirtoac. Clar că asta era mâna lui, pentru că erau consilierii lui Leancă. Leancă a fost omul lui, cum a fost prim-ministru, pur și simplu prim-ministru și multe altele. Ce a spus? Și el nu recunoște. Dar eu vedem lucrurile astea cu ochii liberi, că e mâna lui și îl organizează. Și când l-ați întrebat de ce v-ați unit cu socialiștii? Da, eu nu recunoște, că nu e adevărat. Ei zic, hai știi ce, nu îmi spune mii povești că... Uitați-vă, Chironda. Cum credeți Chironda, care nici nu e inginer constructor, nici arhitector, e viceprimar la... Deci, de ce? De ce? Pentru că el a fost în frunte atunci cu semnăturile, cu revocarea lui Dorin Chirtoac din funcție. Cu socialiștii împreună. Asta au fost... Adică era unul cui Victor Chironda? Asta au fost tot organizat de Plahotniuc. Au unit consilierii partidului, dacă nu-i pot spune, european, cum se numesc ei, al lui Leancă, da? Mm-hmm. Fost al Leancă. Și cu socialiști. Și ăștia au organizat toate. Și referendumul, și semnăturile, și tot absolut. Și cum e răsplata funcția respectivă? Da, dar nici vorbă. Ca să nu fie o noutate prin noastră, dar și Chiron de tot la noi din pele. L-am crescut din mic. Era așa și învățat la liceul Ștefan Vodă. Da, îl cunoști pe dâns și foarte și această bine. Atitudine acum față de el e... Ce să-i fac? Cum o explicați? Dar n-am... El a văzut că s-a dus încă și prin Viena, că ta sediu la firmă. Și ce e el cu dosarul lui Saldorin Martin, judicat, că a fost la Viena, nu găsit dosar, sediu. Ce... Asta deodată vorbește cu fost. I s-a scris foaie de parcurs. Ce-ți fac? Azi, mâine, poi mâine. Și poftim acum aici. Așa este. Ei știu o mulțumit celor care trădează oamenii cauza națională. Și dumneavoastră i-a spus la Plahotniuc, nu fă această alianță camuflată cu socialiștii, pentru că... Dar până noi și ne-am certat, că nu știu, cu votul nominal. Aha.
Dar votul nominal cum a fost? Presa mă întreabă, zic, suneți ce sună, că Plăcăniuc a spus, zic, nici nu poate fi vorba. Eu știam de ce noi am adoptat în anii 90 votul proporțional. Teritoriul din stânga Nistrului, că dacă circumscripți, cum acolo se face? Gata, singur, adică refuz la acest teritoriu. Până eu formulez următoarea întrebare, o să vă rog să închideți telefonul, ca colegii din regie îmi zic, dar eu vreau să discutăm un pic închis, despre dar ce... Mă sună și vă nu știu, probabil. Deci vreau să discutăm un pic nemijlocit și despre ceea ce înseamnă relația dumneavoastră de-a lungul timpului cu Vlad Plahotniuc. Dumneavoastră erați, nu ați fost niciodată prieteni, dar ați declarat de câteva ori că erați unul dintre puținii oameni care puteați să-i răspundeți cumva înapoi. Ce relație a fost între Mihai Ghimpu și Vlad Plahotniuc în perioada guvernării, să zicem, și post-guvernare a Nici cu Plahotniuc, nici cu Vlad Filat, nici cu Marian Lupu, nici cu Serafin Rocheanu, în perioada la început n-am avut relații personale, că noi se întâlnim, să mă întâlnesc bărbații la o bere, la o saună, la o chileală. Am avut pur și simplu relații de alianță. Și întâlnirile noastre aveau doar în cadrul ședințelor. Fie a E1, a E2 și pe urmă de amucăna a rămas cu PDeș, cu 8 și apoi 18 care au venit de la Piledemie. Și am avut doar relații. Și care era nivelul de discuții? Vreau să înțeleg. Vorba asta care mi-a spus-o dumneavoastră că numai eu puteam, da, chiar unul din apropiații, nu pur și simplu membru PDE sau apropiat foarte al lui Plahotniuc, mi-a zis, eu văd că aveți divergență și lui Plahotniuc nu-i place, dumneavoastră tot nu vă place. Zic, mie nu-mi place să mă folosați cineva. Eu niciodată nu o să accept să mă înveți mine să creadă că el e deștept și să-i rezolv problemele lui personale, dar cetățenilor să rămână nerezolvate. La noi aici au fost și unii înțelegeri, că eu nu susțin în proiectele lui. Eu spun, care? Spune. Că e pentru oameni, pentru țară. Zic, eu foarte bine le văd care sunt pentru oameni și care sunt pentru țară. Astea le susțin, dar restul mă scos. Domnule Ghimpu, dar nu dar să revin la vorba omului și el spune că să vă rog, nu cumva, într-o bună zi, să plecați din coaliția asta cu PD, să sunteți unicul om care nu sunteți de acord în tot ceea ce vrea să fac Plahotniuc. Acolo totul era așa o privire și gata, se termina toate discuțiile. Aveau frică de el? Nu știu, aveau sau frică. Sau se spuneau sau pentru cum... că avea mai mulți bani, mai multă putere. Care nu, era? Doar partidul era întreținut de el. Nu știu eu. Posibil că între ei, cred că discuta altfel cu dânșii. Nu cum la coaliție, când eram și noi ceilalți. Vorbind despre această relație, dumneavoastră a zis că el a bătut în dreapta permanent. Dar a bătut în dreapta inclusiv cu ajutorul dumneavoastră. Atunci când s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu Vlad Filat și Partidul Liberal Democrat, ne amintim discursul lui Vlad Filat care a zis, domnule Ghimpu, ceea ce se întâmplă acum cu mine o să se întâmplă și cu dumneavoastră sau cu nepotul dumneavoastră. Nu vă pare rău acum peste acești ani că ați ținut? Filat avea, că ei mai mult stăteau la, așa, este expres, dar n-am să o pronunț eu, moldovnească. Suntem pe online. Da. Ei mai mult stăteau la discuție, să spun așa, mai literar, decât eu cu Plahotniuc sau cu Vlad. Și ceea ce a spus atunci a spus așa în traiure. Deci el știa ce îi spunea lui Plahotniuc. Ei împreună cred pusă la cale 500 dosare. De unde 500 dosare? Asta sunt penii. Doar aceste dosare erau dosare administrative prin care Dorin Chirtoacă era chiar și amendat pentru faptul că nu îndeplinești hotărârile de judecată, ci sunt de apartament și bani la foștii procurori și judecători. Adică, pe de o parte, îl amendau, dar pe de altă parte, eu deschis dosar penal că de ce le-a dat. Înțelegi cum? Aici erau multe dosare, într-adevăr, administrative împotrivă, dar nu dosare penale. Da, dar ce s-a întâmplat cu Piledemie? Nu ar fi fost dacă n-ați revenim. Votat. Deci nu-i vorba că eu am luptat împotriva dreptii asta. Nu este corect. Eu am avut discuții personal cu Vlad. Filat. Ce-i s-a întâmplat la noi? Mie nu-mi plăceau niște lucruri și eu îi spuneam și ceea ce a făcut Vlad Filat și a făcut și el cu mâna lui, doar noi ne amintim acele discuții telefonice. De aici s-a pornit. Cu Ilanșor? Nu, când vorbea cu șeful de la fisc. Așa.
cu milioane, ce acela așa închide, la acela dă, la acela deși n-ai făcut, nu știu cum, trafic de influență. Pe asta el și-a mers acum ea. Adică la dosarul ăsta undeva a rămas în umbră, dar pe urmă a mers în... Da, el pe asta înculea în șor cu miliardul, încă dosarele n-au mers. Și ce v-a zis atunci Vlad Pălat? El, și mai am discuții și pe alte probleme și mi-a zis să nu te băga ca să te distrug. Zic că ok, dar și-ați contra-atacat. Noi am promis, nu, noi am luptat permanent, zic că noi doar când am venit am promis că nu vom fi ca comuniștii. Noi venim să facem ordine, să facem pentru oameni. Și atunci cum reies acum, vreau zic că nu m-am venit la guvernare și contrabandul a început să crească. M-am amintit în anii ce, era... Deci mai mult contrabat decât în timpul comuniștilor. Dar cum? Voroi nu avea altă cărărușă. Era mai deștept. Înțelegeți cum? Nu făcea lucrurile astea. Și aici au fost multe probleme care... Și atunci când am venit demersul procurorului în Parlament, chiar însuși procurorul, tot Parlamentul a votat. Pentru dar dumneavoastră ați avut o discuție cu Vlad Pacotniu când ai tine asta? Atunci era așa un val că după furtul miliardului, că trebuia dacă cineva era împotrivă, te mânca cu tot cu... Că eu am scăpat ieftin atunci când, în fața Parlamentului. Când ați fost în ianuarie 2016, da, să... Nu. Eu doar am văzut documentele. Care spune el că erau invenții și anumite chestii care nu noi doar am văzut pe urmă. Nu, haideți că eu sunt... Ceea ce s-a întâmplat atunci cu Vlad Pălat, vi se pare corect? Procesul n-a fost corect, dar că el a făcut niște lucruri ilegale, asta e altă problemă. Mașinile cele care... Și el a recunoscut în proces, dar auzi că nu a fost dat mită, dar au fost... cadou, nu știu cum făcut. Hai, dar de ce? Și la mine a fost șor, eu am spus doar nu odată. A fost șor. Fost când eram președinte Consiliul Municipal Chișinău, să-l rezolvă într-o problemă cu privatizarea un teren aferent. Și am să auzi, terenul acela nu costă 10 milioane de lei, acela costă 2-3 milioane de euro. Vă propunea 10 milioane de lei, da? Nu îmi propunea, că eu n-am vrut să semnez. V-a votat Consiliul și eu n-am vrut să semnez hotărârea Consiliului. Aha. Și mă suna mulți care eu și am spus, nici nu poate fi vorba. Și am venit și am spus, știi ce? Că eu reprezint 5 companii din Israel și zic foarte bine, zic că investești în el. Da, dar ia că la mine pe masă un document, zic, dar ia îmi spune mie, dar de ce tu dacă ești așa de bogat, ai venit să bagi mâna în buzunar moldovenilor săraci, a? De ce nu dai banii care trebuie? Dă banii care trebuie, iar este prețul, piața dictează prețul, dă banii și l-am trimis afară și gata, s-a terminat. Haideți să revenim la ce adică, s-a întâmplat atunci în eu Parlament. Eu am atunci, pe urmă altă. Eu deci a luat bani, Vlad Filat de la Ilanșor, a zburat cu avionul. Nu, el a recunoscut în proces. Exact. Apoi, deci, dar ce să mai ați votat aici acolo în Parlament. Vreau să înțeleg, cu o seară înainte sau în dimineața acelei zile, ați vorbit cu Vlad Pacotniu și a zis, domnule Gimcu. Noi am avut ședință în trei. În trei cu Vlad Filat, Vlad Pacotniu. Am avut ședință alianței. Seara. Seara, da. Știu, s-a vorbit ceva, a doua zi s-a făcut tot altceva. S-a creat impresia că noi știați ce urmează în Parlament. Stăteați foarte calm, relaxat și chiar practic se vedea și un zâmbet așa. Nu. Ați știut ce urmează, nu? Nu am știut, dar de unde știu? Eu știam că trebuia să discutăm problema Procurorului General. Așa. Și când colo văd, în genere, a fost încălcată procedura, fiindcă demers procuror general vine către președintele Parlamentului de citire acestui document de față de deputați, dar procurorul nu s-a urcat la tribună. Aici poate eu și-am zâmbit, că adică era clar aici ce-i pus la cale. Dar fără să adresați întrebări, ați votat? Dar ce să da? Eu am văzut documentele. Nu. Votul a fost după ce a avut loc ședința Comisiei Juridice. Eram în Comisia Juridică, am văzut documentele. Vlad n-a venit la comisie să vorbească. Să apere, să spună că nu e adevărat. Eu... am votat în ceea ce știam eu și în baza documentelor pe care le-am avut. În fine, 50 ceva de luni Vlad Filat a stat la pușcărie, a fost eliberat, rău, acum și în curtea de apel a decis totuși că poate să te liniștit. Adică nu revine în pușcărie cel puțin. Ați vorbit cu el? Nu, n-am vorbit, ați încercat dar nici n-am avut relație atunci prea aproape. V-am spus că noi eram permanent. Eu nu-mi plăcea și s-o pornit la Banca de Economie. Nu mai zic de-am celelalte lucruri, de la Banca de Economie. Nu-mi plăcea și tot timpul. Am amintit că făceam declarații și atacam și spuneam. Dar, ce să vă spun eu aici, deci, undeva este ajutorul plăcat de Coșit Filat. Că dacă nu era asta așa legea adoptată, da? Că dacă stai în condiții umane, adică un an, doi sau trei cât acolo socoate, a fost adoptată de plăcat de în 2019. Așa. Și credeți plăcat de care ar fi interesul să fie credeți fost că atunci plăcat de juriștii care tot timp, că el, vreau să spun că el nu era un președinte de partid care... numai ce îi spun consultanțelui. El citesc în grup proiectul.
ne așezăm la ședințele Alianței, se vedea că el cunoaște foarte bine proiectul. Adică el îl studia, nu numai că asculta opinia specialiștilor în problema respectivă. Și avea cunoștințe necesare? Nu, așa era el. El nu cred că nu avea încredere în toți până nu vede el cu ochii lui și ceea ce îi spun să vadă el. Care ar fi fost interesul, domnule Ghimpu, în Parlament? Care ar fi fost interesul lui Vlad Pacotniuc să le libereze pe Vlad Filat? O înțelegere între ei eventual? Nu știu, nu pot să spun. Eu ce vreau să spun. Ați văzut atunci, Igor Dodon spune că Maia Sandu, l-a eliberat, Maia Sandu spune că Igor Dodon și așa s-a întâmplat ping-pongul ăsta până mai recent. Legea adoptată de Parlament i-a permis să iasă și condițiile în care a stat el. Mie mi-a plăcut să vorbesc despre ei, fiindcă am fost împreună cu ei și îmi pare rău că în loc să schimbăm lucrurile în bine, noi am compromis și cursul european și încredere cetățenilor. Și eu, din cauza lor, am nimerit și eu în ulciorul ăsta. Dar aveți o parte de vină sau nu? N-am eu, dar de ce parte de vină am eu? Și eu am furat, am... Pentru că ați votat, spre exemplu, guvernul atunci, Filip. Guvernul Filip, păi dacă nu votam noi guvernul Filip atunci, înseamnă că l-aveți pe Dodon din 2016. Oare chiar asta nu înțelegeți nici azi voi lucrul ăsta? Poate nu mai era în 2019. Cum nu era? Deja. Cum nu era? Așa, și acum îl avem în 2019-2020, păi care e diferența? Păi l-aveți din cauza că nu avem politicieni, adică să, mă rog, nu știu cum văd lucrurile, dar nu sunt oameni de stat. Nu pot. Dar care e pericolul că este Igor Dodon? Cetățenii l-au ales, este un cetățean care se bucură de cea mai mare încredere a poporului și Dodon, respectivele la guvernare. Dodon a fost ales ca președinte, dar nu Partidul Socialiștilor nu are votul majorității cetățenilor de a conduce Republica Moldova. Nu are. Și asta s-a făcut datorită Mai Sandu, că și-a asumat răspunderea, știind că hai să luăm așa puțin, dacă gândați-vă să mă opresc aici, da? Unii, iată și ea, că au făcut că reforma justiției și lumea o laudă și încolo încoace. Sunt niște lucruri care când ești într-o funcție înaltă a statului, ești obligat să gândești ca om de stat. Și să pui pe hârtie, punctul, da? Așa, eu dacă mi-asum răspunderea, înseamnă va fi moțiune, da? Cum va vota socialiștii? Cum va vota PD-ul? Trebuie să găsești răspuns înainte de a-ți asuma. Așa, da. Ce va fi mai departe? Cine va guverna Republica Moldova? Doar lucrurile astea trebuie când ești un om de stat să vezi lucrurile astea, înțelegi? Dar nu pur și simplu... Păi admiteți că le-a previzualizat? Eu consider că am spus și repede o dată. Asta a fost la comandă. Eu vreau să vă dau trei cazuri. Doar o secundă. La comanda cui? Nu, noi știm de unde vin la noi toate ordinele. Și vă dau exemplu. Maia Sandu a executat o comandă? Vă dau exemplu, amuș. Asta nu e primul caz la noi în Republică. În 94 a mai fost o demisie în urma cărei a venit Lucinski, președintele Parlamentului. Fiind Lucinski... Știa foarte bine că dacă nu e președintele Parlamentului, nu poate ajunge președinte Republicii. A fost demisie. Care n-a fost agreată de toți cei noi care eram din partea Front Popular în Parlament, în prim Parlament. Și a fost demisia. În 99, asta a fost în 2004 sau 3, în 99, înainte de summit de la Helsinki, se dă jos guvernul Sturza, tot comuniștii. De unde vine vântul ăsta? De unde vine? Mai departe, luăm mai departe. În 2000, în lupta asta, Republica Prezidențială, Lucinski cu Parlamentul, iar atunci Diacov, Snegur, Matei și Roșca, s-au înțeles cu Voronin. Că trec la legea președintelui Republicii, de către cetățeni, de către Parlament. Și convenit cu 60. Și când Voronin spune că nu, alegem președintele cu 61. După ce a fost aviz la Curtea Constituțională, în timpul discuției, Voronin spune 61, adică trebuie un vot de lege președinte. Era clar că Voronin nu va vota pentru o candidatură care convenise atunci. Dumnezeu să de așa, și care e legătura cu Maia Sandu acum? Și vine mai, iarăși această demisie acum ea. Cine... Și aducem socialiști, adică răbdare, Dorin, răbdare. Am luat cazurile astea și analizați. Tot timpul a fost făcut în favoarea cui? A Republicii Moldova? A Moscovei. În favoarea Moscovei. Da, Maia Sandu a făcut acest pas în favoarea Moscovei? Dar cum credeți voi?
Eu am dat exemple, cazuri, eu unul după altul. Și în afară de asta, încă AE2 a fost denunțat acordul AE2 de Vlad Filat înainte de summitul de la Vilnius. Nu, mai târziu. Acolo trebuie să se dea liberă circulație sau ceva. Pe ce ar face Maia Sandu asta? Păi cum a făcut și alții? Maia Sandu este șantajabilă? Domnul meu. Este omul Moscovei? Vreau să înțeleg. Domnul meu, aici trebuie să ocupi serviciile noastre, să caute, să vadă. Dar eu vă dau exemple. Dar sunt acuzații destul de gravă. Dar de ce gravă? Nu e grav că oamenii au stat în pușcărie ani de zile, au murit la conflictul ăsta, război ministru. E foarte grav. Și noi venim și dăm puterea la socialiști care sunt proruși. Asta nu e grav. Noi trădăm patria. Noi trădăm oamenii care au luptat ani de zile, au stat în gulaguri, au stat în pușcării, au stat în caz de nebuni, au s-au dus voluntari și au murit pe apărând pământul ăsta și noi pur și simplu dăm așa puterea la socialiști. Cu ajutorul Partidului Democrat. Nu, lăsați Partidul Democrat. Maia Sandu, dacă nu, și-a asumat, dar el nici nu s-a consultat, nici cu fracțiunea, nici cu partidul, nici cu nimeni. A luat decizii singur. Când un om e decizii de unul singur, înseamnă că stemic nu o să fie sunul de colectiv și nu se poate îndeplini ordinul. Eu fac analiz din ceea ce eu trecut prin viața mea. Prin viața mea politică. Și v-am dat exemplu cazuri. Noastră ați avut vreodată ordine. 2003, 2009, 2000 și așa mai departe. Cum funcționează asta? Vine cineva la dumneavoastră, vă sună. Care e procedura? Ați avut vreodată discuții de ordinul ăsta? Eu nu sunt agent. Eu nu știu care e... Maia Sandu e agent. Deci sunt două categorii de oameni. Agenți sau orgolioși. Că îi joci orgoliu unui om sau că e agent, încă agentul că e mai deștept. Păi Maia Sandu, ești agent unde? Sau este orgolioas? Eu nu pot să știu, dar știu că a trădat. Așa și-a făcut în favoarea rușilor cum a fost făcut și în 2003, și în 99, și în 2000, și în 2013, și acum în 2000. Maia Sandu spunea chiar la noi aici în studio că dacă nu ar fi fost demisă atunci, dacă nu și-ar fi asumat răspunderea, ar fi fost demisă pe probleme sociale într-o lună, două, sau la începutul anului 2020. Neastră... Haideți să mai facem o analiză, da? Vă rog. De ce s-a dus cu socialiștii? Ca să-l dea jos pe Vlad Plahotniuc. Și cine să fie în locul Plahotniuc? O guvernare pro-europeană împreună cu socialiștii, straniu. Nu, Dorin, dar nu, Dorin, se vorbea despre alegeri anticipate, trei luni, Dorin, de coaliție. Dorin, dar asta-s prostii când noi îmblăm și credem niște prostii. Eu sunt om în politică. Dar care era miza? Eu nu pot crede și spune Maia Sandu că experiența lui Maia Sandu prin câte am trecut eu e zero față de lucruri, evenimente care au trecut pe prin mine și prin toată asta. Dar admiteți că experiența nu mi-a jucat rolul, că nu era suficient de pregătită. Nu experiența, eu vă spun că aici mai multe lucruri, dar vorbim și de experiență. Adică pe mine mă poate amăgi cineva cu vorbe de felul ăsta. Iar și luăm analiză. Te gândești. Ne ducem să facem alianță cu Dodon. Ce va fi mai departe? Îl dăm jos Plăcăniu. Dai să-l dai jos Plăcăniu când era plecat. Așa. Ha? Nu ar fi plecat dacă n-ar fi fost această alianță. Am văzut discuția între Plăcăniu, Igor Dodon și Vlad Plăcăniu. Ziua și alianța a făcut noaptea, seara. Dorin. Plăcăniu era plecat. Doi. Presupunem că s-a dus din cauza lor. Dar mai departe. Cine vine în locul Plăcăniu? Trebuie să te gândești tu dacă ești om de stat. Dodon, trebuie să vezi lucrul ăsta. Că vine Dodon, PD-ul va vota moțiune și va fi cu dânși. De ce? Fiindcă acum a bătut în PD. Așa e ori nu? Și doi, care partid, având 30 de mandate, va accepta legea anticipată să vină cu 10 mandate după scandal sau cu nimic după scandalul ăsta, cu Plăcăniu și furtul miliardului? Lucrurile astea trebuie să le analizezi, să vezi. Deci, o mie de argumente sunt aici că nu trebuia să produc lucrurile. Dacă s-a întâmplat, înseamnă că la ordin. Și gata. Pentru mine e clar aici. Toți acei care iau astfel de decizii în defavoarea prezentului și viitorului Republicii Moldova și în favoarea în câștig pentru Moscova, pentru Kremlin, înseamnă că eu să vă adresez acum o întrebare. Proști, orică sunt naivi, orică sunt agenți, orică sunt jucați, le-a jucat orgoliu, orică sunt aroganți și ei cred că ei știu ce fac. Iată de exemplu. Îndată după ce a fost demisă, a mers la un summit a PPE, da? Partidul Popular European. Da, da, da. Și a spus că eu i-a convins că a făcut corect, dar eu știu că unii oameni mi-au spus să nu facă. Chiar îmi pare că și eu zis nici să fac alianță și cu Dodon. Eu încă să mai aflu niște lucruri. Domnule Ghibu, eu să... terminat. Și doamna Sandu își spune acolo, eu am să-mi iau revanșă la alegeri prezidențiale. Hai să fim serioși. Adică la duci Dodon îi dai puterea și tu crezi că ți-l dai jos. Fim serioși. Știți ce înseamnă prăghii administrative? Ce înseamnă? Mult. Numai că ești prim-ministru, deja ai 10%. Când am venit noi în 2009, da, primele alegeri, PL-ul a avut 16 mandate și PLD-ul 15.
Și m-a ajuns Vlad Filat prim-ministru și imediat s-a ridicat la 32. Funcția de prim-ministru... Acum avem un guvern tehnocrat. Funcție... Hai, lăsați-vă cu tehnocrați. Asta e preluat de la Voronin, când l-au pus pe Tarle, fi greceană, că-s tehnocrață, adică să nu sperie tare Europa. Chicu-i pus că să nu sperie tare Europa, că ministrul justiției pus, noi socialist, nu sperie tare Europa. Dar noi nu suntem copii și noi trebuie să vedem lucrurile. Ascultați oamenii care pricep în treaba asta și care au trecut și au văzut lucrurile. În felul ăsta, Maia Sandu i-a dat undă liberă pentru popularitatea lui Igor Dodon și majorează nu șansele să câștige al doilea mandat. Popularitatea, șanse mai mari să câștige alegerile. Fiindcă, exemplu v-am spus, domnul Petru Lucinski n-ajunge președintele Republicii dacă nu era președintele Parlamentului. Înțelegeți dumneavoastră? Și sunt niște lucruri care, ești, așa e, ia că mi-am amintesc, odată mergeam la spre nord și m-am oprit la Peresești și n-am să vând acolo fructe. Și întreb, mă opresc, bună ziua, ia că mulțumim că măcar avem ia că roada asta și mai vine. Eu zic, dar știți cine v-a rezolvat că avem pământ și ia că culegem? Dar știți cine? Și o doamnă zice, e, domnul Ghenfu, noi nu mai știm, pe Snegur, Lucinski și Sanghele. Eu zic, ca să știți de azi înainte, că problema asta eu am rezolvat. Și m-am bătut cu dâns la cuțit, la sânge, până am rezolvat problema asta cu pământul, ca să aveți, că era doar numai să primească pământul cei care lucrau în colhoz, nu care au pământ, care deportați. Contează funcțiile, președintele Parlamentului, prim-ministru, președinte. Dar uitați-vă ce bani, nu m-a venit, cât procent devine sondajul? Puțin. Și am o cutiare. Ce spui? E bine asta? Funcția deodată să duci 10%. Moldovenii se dau cu puterea, Dorin. N-ai văzut? Eu am văzut. Când am început noi Front Popular, lupta cu comunismul, cu Imperiul Sovietic, vineau puțini la meeting, mai mulți, dar stăteau deoparte. Nu se includeau. Când au spart noi gheață, au venit. Pe urmă, eu am văzut cum au plecat de la comunismul sovietic la noi la Front Popular, pe urmă, de la Front Popular au plecat la Snegur, eu am văzut doar toate mișcările. Pe urmă, de la Snegur, când au văzut mai tare Lucinski, s-au dus la Lucinski, eu doar am văzut toate astea în ochii mei s-au produs lucruri. Așa, așa sunt moldovenii. Asta e lipsă de demnitate. Nu toți moldovenii sunt așa. Sunt oameni care au demnitate și nu merg din partid. Dar unde a murit Mihai Viteazu? Unde au trăit ultimii ani? În fine, domnule Ghimcai. Unde au trăit ultimii ani Alexandru Ioan Cuză? Vreau o întrebare subiectivă să vă adresez. Se creează impresia că dumneavoastră aveți ceva personal împotriva Maiei Sandu? Nu. Sau e nu. Greșit această impresie? Eu n-am nimic absolut împotriva ei ca om, eu am împotriva Maiei Sandu ca polițian. Fiindcă au făcut alianță, ne-au făcut de rușine, asta e rușine. Că s-au făcut alianță cu socialiștii. O trebuie să accepte legea anticipată, eu promis la toată lumea că câștigă, dai? Majoritatea. Au văzut că au luat 26 mandate. O trebuie să accepte să fie legea anticipată, să vadă, să-i las să va uni pe DEU de la început cu socialiștii, dar ies pledezi pentru legea anticipată. Și în caz de legea anticipată, de acum să lasă orgoliul ăsta că ei tot controlează teritoriul și lumea iubește numai pe dânși și să mai adune niște forțe, să mai facă încă o alianță care să adune votul unioniștilor, altor oameni și astfel să vii să lupți cu dânși. Dar nu deodată, hop, și te duci cu dânși. Era clar că dacă te duci cu dânși, ei vor conduce și ei au condus pe timpul guvernării socialiste acum. Nu au condus Maia Sandu. Maia Sandu numai la guvern acolo. Dar rest ce a făcut Maia Sandu? Spune, ce a rezolvat? Ce avem noi în urma Maia Sandu rezolvat? Ce? Ar zice că anumite proiecte sociale care și le-au urmat socialiștii. Hai lăsat, băi, în fine, haideți să discutăm hai un pic. Hai lăsat, băi, proiectele sociale. Deci, cum vi se pare? Ce se întâmplă acum în blocul acum? A făcut aseară o declarație că dacă era ea, dacă s-ar face reforme, ar veni banii în gârlă. Am și prostii. Nu e adevărat? Dar nu e adevărat. În primul rând, este o sumă care se votează în bugetul Parlamentului European. Da, depinde de guvern. Dar ea a făcut lucruri, să știți de ce? Ca zic, dacă eram eu prim-ministru, a venit eu bani gârle, ca cu dânși, că eu facem reforme. Dar ce a făcut? Arătați-mi reforme. Dar faptul că dumneavoastră bateți în Maia Sandu, nu cumva ascult, iarăși dezavantajează dreapta? Nu mă interesează pe mine în cazul dat. Eu nu vreau să accept trădători lângă mine. Și gata, ăștia sunt trădători care... Personal, ați vorbit vreodată cu Maia Sandu? Eu mi-am amintit și atunci când Filatul a propus-o prim-ministru și ea zice... Nu, eu nu dau acceptul până Ghimpuș cu Lupu nu accept să meargă cu mine la ambasadorul UE și a Statelor Unite America și să-i promit către ei că noi vom face reforme. Da, ați eu, mers? Dar păi eu, nu, pe DEU era un conflict. Eu din 88, din 90 deputat, lup pentru aceste reforme și Partidul Reformii din numirea liberal și să mă duc de mână Maia Sandu. Vă dați seama ce... Atunci v-a ofensat. Nu v-a ofensat. Cum vede lucrurile omul ăsta? Cum vede? Înțelegeți? Ea știa că nu votează pe DEU, că i-a făcut host mai înainte. Și ea știa că nu votează. Și că ta motiv ca să iasă ecalare pe cal, ca și cu procurorul. Doar au venit la, au câștigat pe procurorul european, reforma justiției.
care am promis-o eu, procurorul european. Și europenii zic că noi nu vădăm procuror, nu suntem unei sovietică, vădăm experți. Și a confirmat la Lorena în emisiune fostul ambasador, cum îi zice, nu mi-am amintesc acum ea. O zis că nu, nu e vinovat Gimpu, noi am refuzat. Și o mers cu aceasta, că Kiev a adus procurorul european, l-a adus? Nu l-a adus. Procuror independent. Și când a văzut că a intrat unde nu trebuie, o băgat unde nu trebuie, s-a urcat procurorul călare, procurorul ăsta independent, ca să vină cu dânsul la alegeri, că ia zi să facă reformă justiției. Spune-mi, te rog. O avantajează asta? Spune-mi, te rog. Plecare. Oamenii vor reformă, oamenii vor cu jos corupție, oamenii vor să trăiască, e clar. Dar spune-mi, te rog, ce atribuții are președintele Republicii? Foarte puține. Dar de ce ea promite la oameni? De ce spune minciuni? Ia că de ce eu nu agrez oameni de felul ăsta? Care e dreapta aici? Dacă e fix aceleași minciuni, păi spune ca și stânga. Spuneți, în momentul în care ajungi într-o funcție importantă, prim-ministru, președinte de parlament sau președinte al Republicii Moldova, ratingul crește al persoanei nemijlocite. Nu la președinte, și al la prim-ministru. Formațiunii politice. Cine e la executiv? La fost... Igor Dodon ar fi contrar, aș zice eu. Dodon chiar să fure 3 miliarde, tot din al votează. Că așa e electoratul ăsta prorus. Cum? Numai că ieși cu Kremlinul, deja ai votul lor. Și gata. Dar ce vreau să spun... Dar ce părere aveți dumneavoastră despre Andrei Năstase? Pentru că este coleg cumva... Nu l-a frăierit Maia cum a vrut. El a luptat, a organizat aceste meeting-uri, eu venit și două ori am mers la demonstrație și a candidat la președinte și l-a înlăturat pe Năstase. Și amu, datorită ei Năstase în stradă, știți că eu sunt împotriva lui, că a luptat împotriva mea și nu corect, nu manipulând și amăgind lumea. Dar în stradă mai l-a adus. Că mai nici nu a vorbit cu dânsul despre această asumare de răspundere a guvernului. Cu nimeni nu a vorbit. Și ea că amândoi. Spune-mi, te rog, în care țară ai auzit președinții de partid să nu fie ori miniștri, ori prim-ministru, ori deputați, ori în parlament? Ia că două partide președinții în afară, în stradă. Ia că asta e meritul Maia Sandu. Și Dodon, toată puterea în stat. Asta e politică. Dar Dorin, ce ați fi făcut dumneavoastră în locul lui Andrei Năstase? Ce? Dacă s-ar fi procedat astfel. Eu în locul lui Andrei Năstase m-aș fi băgat în politică. Fiindcă el s-a băgat în poliție să-l apere pe Nașu. Și a ajuns unde a fost tot din pe Nașu, nu l-a apărat. Și a rămas în stradă și Maia l-a folosit și amul l-a... Pare rău că eu cu Vasile am fost frontiști cu frații. Și eu, apropo, cu Vasile am discutat în edimicia la 7 iunie, care toată lumea discută. Și am zis, Vasile, ce bun, voi vreți meeting-ul vostru, dar eu spun că meeting trebuie să fie anunț că depinde cine să fie primar, Dorin Chirtoacu, Rozina de Grăceană. Voi puteți să-l faci în altă zi. Dar vreau să știu eu în lupta asta voastră, că legea anticipată și legea președintelui direct. Ce o să fie după? Tu știi ce o să fie? Arată-mi, ia că tu, când lupți pentru ceva, trebuie să vezi rezultatul, nu? Ca și Maia Sandu. Când și-o asumat răspundere, când o mă în alianță cu Dodon, ei trebuia să vadă cu ce o să termine treaba asta. Ce răspuns ați primit? Da, zic, voi vedeți cine să iei puterea. Cine avea? Mai nici nu avea partid. Cine îmbla în piață? Dodon? Năstase și cu... Nu, inițial era Andrei Năstase și platforma, care nu era partid. Nu, dar pe urmă, după când în 2016, deci socialiștii au ieșit, au ieșit partidul stat nostru, trei. Sondajele arăta că Năstase avea 14% mătică, 16%. Cine lua puterea atunci? Năstase? Vine Voronin, încă a avut... Și ne-l-a, nu la partidul prorusă. Ia că aici e puterea. Eu nu deci fiu. S-a terminat? Eu nu, eu nu fac prieteni și cu mătri. Eu am venit în această luptă nu pentru prieteni, pentru cu mătri, pentru relații bune cu cât ești pentru cauză și faci și cum trebuie. Suntem prieteni de luptă. Cât nu, nu. Eu nu pot tolera trădările astea care au loc la noi. Nu pot deci tolera. Platforma, da, partidul respectiv și PAS, mai au cale să crească? Nu. Să obțină puterea, să revină la guvernare? Nu, nu, gata, nu. În primul rând eu am spus, Maia Sandu, Dodon, acum vedeți că sondajele face pe la Cadniuc. Sondajele costă foarte scump. Acum cine le faci? Am unde faci Dodon. Și soție pe Maia, vedeți că o egalată, de-am cu Dodon, soție așa, scandeze Maia, fiindcă știi că Maia va pierde cum va pierde, cum a pierdut Andrei la... Dar Andrei Năstase are mai mari șanse decât Maia Sandu. Nu. Nu. Dar de ce atunci nu are, picialul nu, că este crescut în Maia Sandu? Nu are niciunul șansă din cei care au făcut alianță cu socialiști și cu Dodon, cu Moscova, cu Kremlinul. Că asta e alianță cu Kremlinul. Nu cu Dodon. Dodon nu e Republicii Moldova. Socialiștii nu sunt Republicii Moldova. S-au făcut alianță cu cei care reprezintă strămoșii
care ne-au ocupat, ne-au umilit, ne-au luat limba, ne-au rusificat, ne-au pușcat bătrânii, părinții, ne-au luat pământ și așa mai departe. Ia cu cine s-a făcut alianța? Nu s-a făcut Dodon, care cum este în unele țări europene, este Partidul Comunist Socialist. Ia uite, sunt o sumedenie, da? Dar să nu sunt partidele Rusiei. Asta e Partidul Rusiei. Ia că unii problemă, Dorin. Și lumea asta domnule trebuie să înțeleagă. Ce se întâmplă la Hâncești? Candidează nepotul nostru Dorin Chirtoacă, dar avem și doi candidați din partea PAS, cumva. Un membru de partid candidează independent, partidul la nivel național înaintează pe Olesea Stamate, fostă ministra justiției, blocul, iarăși platforma, da, a rămas fără candidat pentru că nu au acceptat un candidat comun. Cum vedeți această situație acolo? Cine ar avea de câștigat din toate aceste neînțelegeri? Acolo o luptă o să se ducă între PD și Cobzac. El a luat doar locul 2 când a fost din partea acum. Exact. Și am auzit că din cauza unui conflict, acolo mai vrea nu știu cineva, au înaintat-o pe doamna Stamate. Și aseară mi-a solicitat să retragă lui Cobzac. Asta nu este corect. Pentru doamna Sandu, ca președinte de partid, corect ar fi, indiferent cine câștigă, Stamate sau Cobzac, dar să câștige, că tot el la ea în partid, nu? În pasul ăsta. Dar nu, vedeți, că să retragă, că să fie Olesea. Nu știu, după m-a discutat cu ai noștri care avem acolo și mi-au zis că lupta o să fie între Cobzac și PD. Dar ce înseamnă asta pentru PAS nemijlocit? Este un conflict intern deschis. Dorine, nu. Câte partide avem noi? Multe. E peste 50, nu? Și câte partide nu este apărut amul? Ne spunem, de ce, dacă... Se unesc acum, domnule Ghim, partidele astea. Iată, nepotul dumneavoastră a venit și unește partidele unioniste. Ce părere aveți despre acțiunile astea a liderului? Să-i ajute Dumnezeu. Ați vorbit despre asta? Am discutat, eu am fost la birou, sigur că da. Să vedem cum mai departe. Dar susțineți și asta inițiativă de adunat? Oricum sunt foștii noștri, în afară de Pavlicenco. Restul sunt toți a noștri. Și cu Democrația Cas, cu Sticla noi a fost, și Munteanu, și toți de la noi. Ironia sorții. Da, cum am spus. Dar ratingul acestor formațiuni luate împreună e foarte mic. Iată că ați vorbit mai că partidul s-a dus în jos, de ce au format partide. Dacă toți rămâneau un partid, nu-l aveau, doar partidul atâtea lovituri, nu a avut alt partid și alt pom politic decât eu. Nimeni nu a avut atâtea lovituri și am avut eu și partidul pe care l-am condus. PLDM a avut o lovitură și bună. Nu. Aceea e legată de ilegalitate. Hai, lăsăm asta. Nu, te rog, nu pune în lista asta. Vorbiți despre membre de partid care au plecat. Nu, eu vorbesc de partid, acolo toată lovitura au făcut-o în sușfilat și gata. El nu trebuie să bage unde, ia că eu nu m-am băgat și vedeți că eu, împreună cum glumeam eu cu unul, un șort și la Colonița. Nu trebuie nici miliarde, eu am ce mânca și gata, așa o trebuie și el. Să nu se lupte care mai bogat și care să fie primul. Dar dacă toți aceștia rămâneau un partid, începând din 2013, când au început loviturile astea, da? Partidul ar fi avut azi toate. Iată, poftim în Parlament. Sunt trei foști, dacă nu patru, doi ambasadori care au promovat pe Leu, Țicu, fost ministru, și Carp, fost deputat. Patru, de la Pile. Dacă ei erau aici și toți ceilalți, nu Lăveu, care Șalaru și toți împreună, partidul clar că este, dar așa când, iată, asta înseamnă mâna Moscovei. Dar partidul domnului Șalaru, care este acum președinte, domnul Țicu, de ce nu acceptă această invitație a domnului Chirtoacă? Fiindcă Țicu, când i-am, după ce a fost ministru 3 ani, luni de zile, din partea Peleului, au zis că atunci eu nu i-am condiționat că numai dacă depui cereri în partid să oferim funcția de ministru. Că el n-a făcut nimic pentru partid, trebuia să iei membrii partidului cineva, da? Și pe urmă ne-am înțeles că oricum, dar ai să vii și ai să ajuți partidul, fiindcă un ministru e văzut, e cunoscut în campanie electorală, la viitoare alegeri. Și când l-am chemat, am vorbit și alții, el, adică era de acord să întoarcă urmă în calitate de președinte a partidului. Adică dacă el de atunci vrea președinte de partid, dar de ce să plece, amu că nu a ajuns președinte. Dar de ce, întrebarea, de ce i-ați propus funcție de ministru? Așa a fost la noi, cineva a venit cu propunerea, am mai făcut și ori greșeli, și asta cred că a fost o greșeală, că el e
boxor, că e profesor și asta atrage mai mult tineret și Ministerul Tineretului e legat de politici tineretului și... Dar acum, în calitate de lider de partid al Partidului Unității Naționale, are șanse să acceadă în Parlament? Nu, el nu e politician. Eu îl văd cum vorbește, ce atitudine, cum vorbește cu lumea, e îngânfat, e... Că eu. Ați văzut gestul eu ăla? Eu de ăștia că ți-am întâlnit în viața mea în ăștia 30 de ani de lupt. Toți ăștia. Și păcat că din cauza lor eu pierdut lumea și au sufrit oameni. Conflictul între Dorin Chertoacă și... L-am văzut. Uite, iarăși vor să ridici pe spatele meu. Țurcanul a ieșit la cum cu Dorin și m-a atacat pe mine, că noi pe leu. Dar ce trebuie să mai facem noi din ceea ce am făcut noi pe leu? Ce-o putut să mai facă pe leul din ceea ce am reușit noi să facem? Limba română am adus. Decret cu privire la ocupație însemnat. Arhivele am descredizat, am condamnat crimele comunismului, am format comisie cei care cu istoricii și cu... Ce trebuie să mai fac? Eu am făcut ceea ce a fost... Dar nu, vedeți? Deci cei care vor să urci pe spatele Peleului și al lui Ghimpu sus, deja eu le pun multe întrebări. Fie că e agent, fie că e orgolios, fie că e jucat orgoliul lui și așa mai departe. Domnule Ghimpu, discursul lui Igor Dodon la APC, el a vorbit și a criticat în mare parte unioniștii și au zis că, de fapt, de relația nu foarte bună cu România sunt vinovați unioniștii. Sau unioniștii fac ca relația să nu fie atât de bună. Nu, a spus... A spus că e singura problemă, ceva exact, de felul. Dar în comparație cu anii precedenți, fiindcă e an electoral și el are nevoie de voturi de tot absolut, el a spus că le respectăm opinia, ne respect și pe noi. Prima dată când Dodon spune că respectăm opinia unioniștilor. Deja e bine. Și, dar nu mă bucur eu, că nu mă bucura. El joacă, asta e... manipulare de tot am mai zis că frați, dar fiecare trebuie să fie stăpân la el eu acasă. Eu am înscris pagina mea că dacă frați apodărat, atunci cum vorbim de fritilimbi? Doar frații au o singură mamă, nu? Cum adică? Păi dacă suntem frați... Tot frații a zis și la recepția oficială a ambasadei României în Republica Moldova. Am mai pronunțat, dar eu am scris în pagina mea, dacă e vorba de frați, de ce atunci dar noi vorbim de fritilimbi? De ce spune el atunci că vorbim eu de fritilimbi? Eu am întrebat, am scris pagina mea ieri sau altă ieri am scris cu Europa de la Lisabona până la Vladivostok. Nu. Asta e politica Moscovei. Înțelegi? Că Moscova așa ar vrea să fie Europa care să o dirigeze ea. De la Lisabona până la Vladivostok. Și de acolo vin. El face așa. Politica lui acum îți plac și Moscovei, și Bruxellului, și Bucureștiului, că ei frații numește, și unioniștii un pic, de-am adică el respectă... E bună poziție, e politician veritabil. E un om periculos, un om care, pentru a-și atinge scopul, calcă și Sfânta Scriptură și tot absolut. Ce l-așteaptă pe Igor Dodon? La ziua de azi vreau să spun că, în comparație cu Maia Sandu, platforma, PAS-ul și tot ceilalți, el într-o situație, și chiar și față de PD, e în cea mai bună situație. Adică e un mandat de președinte? Are puterea în Parlament, are pârghiile astea, hăsurile care dirigează, bacă un dosar pe unul, el fix capul la caniu face. El păi și ce l-așteaptă? Iată ce l-așteaptă? Da, nu în timpul. Pe astfel de oameni, clar că îi așteaptă cei ce sunt două... variante. Nimeni încă n-a ori a murit din mână cuiva, ori a fost închis. Astfel de oameni care folosesc legea și societatea în folosul său, nu termină cu bine. Deci moarte sau pușcării? Cam nu, dur? Nu, cum să spun. Eu vă spun și aici din romane și filme. A trei opțiune, plecat, fugit. Nu, dar oricum vine timpul ăsta care undeva cândva trebuie să răspunzi. Moarte, știți ce înseamnă moarte? Moarte... Politică? Nu. Eu am avut în vedere moarte că fiecare murim, toți murim, dar moartea e diferită. Unii au o moarte ușoară, dar alții se chinuie. Și moartea nu e, chinuie și apoi ea. Adică o să aibă o moarte nu ușoară. Fiindcă vine ziua în care conștiința te mustrează. Dacă anume înainte de moarte, anume conștiință, atunci îți amintești... Credeți că pe Igor Dodon va mustra conștiința? Nu, eu nu știu, dar eu știu un lucru, că dacă trădezi neamul și țara și cazi în picioare lucrurile sfinte, limba, identitatea, ăsta nu poate fi om care să-i dorește viața lungă și frumoasă. Apropo, nu doresc nici moarte, dar... Dar ce doriți? Îi doresc să
Eu nu lui doresc, eu doresc la ai noștri să aibă minte ca să fie dat jos Dodon, fiindcă a câștiga, nu partidele acestelalte de dreapta, centru-dreapta, fiindcă a câștiga funcția de președinte, nu-i de ajuns. Trebuie să iași puterea din Parlament. Că dacă câștigă, de exemplu, Maia Sandu președinte, da? Aici, ce să fac? Eu am fost președinte, ordine și medale. Dar are șanse? Nu le are, dar eu spun chiar dacă... Dar puterea la Dodon rămâne în Parlament și în Guvern. Eu să rămână mai departe cu PD-ul. Iată problema la noi, PD-ul. Eu am spus la o televiziune. Plahădniuc a stricat tot ceea ce s-a construit în anii aceștia. Doar dreapta n-a putut să ia puterea niciodată fără partid de centru. Și PD-ul a fost și ieri și azi. Și stânga tot la fel. Numai Voronin a luat. Desc Dodon fără dânsul nu. De ce? Pentru noi este foarte important relația aceasta cu PD-ul ca să-i luăm puterea parlamentară, că acolo puterea, parlament și guvernul. Președinte Dodon poate fi, dar a fost. Și avea el când era Plahădniuc la putere. S-a auzit dânsul președinte? Da. Era o vorbă, când era suspendat. Cine era prima doamnă? 5 minute. Apoi lumea pe internet glumează. Ia că Dodon e suspendat, nu el președintele, e Andrean Candu pe 5 minute. Dar cine am în 5 minute prima doamnă? Știți cum? Așa că nu dă nimic. Noi suntem Republica Parlamentară. Dar funcția de președinte pentru toată treaba asta s-a adus ale... Când un președinte este ales de cetățean, atribuțiile trebuie să fie altele, nu care le are mai el. Mari. Mai mari. De ce trebuie să revenim la legea președintelui de Parlament? Poate aici PD-ul ar trebui cumva... Domnul Diacov a fost la noi aici marți. Nu știu în ce relații sunteți, dar dumnealui a spus că mereu Partidul Democrat a fost o punte între stânga și dreapta și așa a fost gândit. Corect. Păi atunci, poate se reformează. Și datorită PD-ului, noi am avut 99 ADR-ul. Am zis că atunci tot Uniunea Europeană, când a venit ADR-ul, a venit spre la noi. Și ne-a promis iară susținere. Și când a fost demis guvernul Sturza, s-au dus și au venit tocmai în 2009, peste 10 ani. Și acum, datorită Maia Sandu, cu adusul și la putere, iarăși stau și așteaptă ce o să fie mai departe. Deci ce înseamnă o mișcare greșită sau la comandă făcută? Dumneavoastră, nu planificați să reveniți în politică? Nu. Ce faceți acum? Băi, ce fac? Mă ocup de viață. Mai scriu, mai merg la ședință câteodată la birou, la partid, la consiliu. Unde văd probleme așa delicate, mă duc. Unde nu, de astea de rutină, îi lasă ei să învețe, să lucreze, să muncească. Să... Nu că, iată, AE1 era. Domnul Rechean a dispărut cumva din spațiul public. Domnul Lupu, în general, nu auzim de el. Nu, e președintele, da? Cum se cheamă, nu Curtea de Conturi acum, dar acum e altfel, nici nu are drept să fac politică. Da, da, da. Deci domnul Plahotniuc este plecat. Domnul nu Filat, și bine că e plecat. Domnul Filat nu știe exact dacă revine în politică nu, și cumva nu, pare. N-a zis nu. N-a zis nu. N-a zis nu. Și dumneavoastră sunteți așa cumva tot într-o perioadă de... Eu nu pot zic, eu nu vreau acum. Adică cum? Nu, mai aveți nu vreau. Forțe, dorinți, interes? Eu în funcție de cum vor merge lucrurile. Dacă vor merge așa ca să ne înghiță definitiv pe noi Rusia, clar că eu n-am stau acasă. Ieșiți în stradă? Sigur că o să ies acum. Eu vreau să spun, încă o dată să repet, au stat oameni, eu am decorat, zic că lumea nu-i atent, ce ai făcut ghembă, ce ai făcut ghembă. Eu am decorat elevi al liceului din Orhei, din organizația Madrahunda, care au fost închiși pe 25 de ani în Siberia. Eu am decorat care s-au opus ocupației și rusificării. Membrii Partidului Libertății din perioada aceea. Din anii 50 eu am decorat oameni cu ordinul de onoare. Și ce ai făcut ghem pentru unire? Habar nu au ce înseamnă politică, ce înseamnă și stat. Și e suficient asta, domnule Ghem? Nu, eu un exemplu am dat. Eu am făcut tot ce a fost posibil. Și atât acum suntem unde suntem. Păi suntem datorită Maia Sandu. Nu pentru asta, Dorin, încă o dată, nu pentru asta Peleu a intrat în alianță cu Plahădniuc, când toată lumea striga jos Plahădniuc, alege, toată lumea striga. Și eu știam că vine Dodon la guvernare, Partidul Prorusă, ca mai să vină peste o an de zile și să dea puterea lui Dodon. Nu pentru asta am pus eu la bataie și numele meu și a colegilor și a partidului tot. Nu pentru asta. Ați fi dispus să ieșiți la proteste cu Maia Sandu, alături de Maia Sandu nu, și... Nu, cei care au trădat nu mai vreau să au alături. Nu alături vreau. De Igor, de Andrei Năstase? Tot nu vreau tot cu el. Tot a trădat. Dar
Da, cum n-a trădat? Dar de ce a bătut în Partidul Liberal? Spune-mi, care a fost motivul ca să spună că eu am furat miliardul? Eu, apropo, tărăgânează judecătorii, dar eu am dat în judecat. El a spus că eu am furat miliardul. Ați văzut undeva, figurează Ghimpu prin furtul, prin Crol 1, Crol 2, în alte cu furat. Cine ați ieșit la proteste? Cine? Neastră, cu cine ați fi dispus? Să ieșiți la proteste? Dar și ei sunt toată societatea. Mai sunt formațiunile astea care sunt pro-unire, cumva, care au un procent foarte mic. A, colegii noastre de la PUR, fostul la coleg, domnul Șalaru, nu vor? Eu știu aduna așa unii lume. Am experiență. Slavă Domnului. Încă din 88-89. Și pentru prezidențiale, deja am depășit domnule Ghimpu, dar pentru prezidențiale, pronosticul, haideți să facem, nu știu când mai ajungeți aici la noi în platou. Îmi cer scuze, etat care e problema. De ce să mergi alături când nu ești convins că el nu din nou se va baga cuțit în spate? Sau nu va veni din nou și îi va da puterea lui Dodon? Pentru ce să mergi alături cu astfel de oameni? Nu se merge nici la cules curechi, cum zic moldovenii așa. Înțelegeți dumneavoastră? Aici e cauza. Vlad Filat, ați merge? Cine? Neastră. Dacă ar reveni în politică. Vlad Filat are abilități. Vlad Filat a fost om de stat, dacă nu-ți băga în lucrurile astea. Are calități politice. Vlad Filat, în comparație cu acești lați care au venit după dânsul, sunt departe. Numai că vedeți... Deci dacă vine domnule Ghimpu, alo, bună seara, nu, am auzit la emisiunea Cotidianul Live că ați fi dispus să... No? Vedem lucruri de curs, să vedem. Este o problemă aici, că vedeți că încă miliardul nu s-a întors, încă nu e clar care și cât o luat de miliardul acela. Noi trebuie să-i clarificăm. Eu nu vreau să merg așa că să închid ochii. Nu din cauza că mi-aș afecta numele meu, dar nu-i corect în fața cetățenilor. Noi trebuie să ne clarificăm totuși cine a furat miliardul și cât a luat și să întoarcem banii ăștia. Cel mai mult are de câștigat fostul nostru coleg de parlament, domnul Voronin. Mereu ați avut replici tăioase. El acum este foarte bine privit. Merge la emisiuni TV, glumește, se relaxează, lumea cumva îl apreciază, comentarii păi pozitive. Eu. Nici eu n-am furat, nici el nu a furat. Da, dar tot atacul era împotriva comuniștilor atunci, vă amintiți noastră. Adică putea fi mai rău. Și a fost? Da, din păcate Voronin e vinovat doar în ceea că aceștia au luat din experiența lui și de acolo au ieșit. Înțelegeți? Dar în perioada aceea, 8 ani de zile cât a fost la guvernare, plângând s-au învârtit. Și vedeți ce au învățat ei acolo, adică ce exemplu a dat. Dar în hai să ne amintim, până la Banca de Economic a fost privat banc sau costumia o bancă, da, au fost, care a fost alimentat. Acolo tot prin credinii performante, tot perioada guvernării lui Voronin. Dacă răsfoim și răsculim acolo, suma nu a fost probabil atât de mare. Pronosticul pentru prezidențiale. Cine ar trebui să candideze ca să fie un concurent bun pentru Igor Dodon? Sau care deci eu cunosc foarte multă lume care nu pot ierta Federației Rusiei politica lor de subjugare, de umilință, de ocupație și de rusificarea noastră. Și ăștia sunt unii vechii frontiști, dar toți sunt uniști aceștia. Durerea părinților bunilor noștri. Aveți un nume sonor? Și stați o clipă. Și eu știu când PPCD a votat pentru Voronin atunci, al doilea mandat, un membru PPCD a avut infarct și a murit. Atât de tare l-a afectat votul pentru comuniști, adică ură comuniștii. Socialiștii de acolo vin. Dar cine atunci? Nu vreau eu să revin la nume, Dumnezeu să-l ierte, lăsăm asta. Deci am spus și repet, nimeni din cei care au făcut parte, indiferent că îl critică pe Dodon, fie că Țicu, fie că Reniț care a fost la noi sau alții, cei care au făcut alianță cu Dodon, cu socialiștii, adică cu Kremlinul, nu vor fi votați de un procent bunișor din acești oameni care au demnitate și nu vor nicicum să cedeze lupta asta împotriva imperialismului rus și a politicilor de subjugare și de desnaționalizare și umilința noastră și mai departe. Am depășit cu mult. Care și e soluția? Spun, soluția este ca partidele... Și aici cu PD-ul trebuie să... Contează foarte mult electoratul PD-ului cu cine va vota. Aha. În turul 2. Contează ca și acum în Parlament. Foarte mult contează. Electoratul de dreapta nu are puterea în turul 2 să-l dea jos pe Dodon. Numai cu... Deci trebuie împreună cu PD-ul și de găsit un om în care nu a participat la alianța asta COZA, cum o numim noi,
Și atunci Dodon poate fi bătut. Nu aveți economii care ar fi... Dar nici asta nu-i treaba mie. Eu mai nu avem sunt timp. Președinte. Mai avem timp până la alegerile prezidențiale. Domnule Ghimb, vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție sinceră. Eu v-am mai așteptat noi aici cu plăcere în studioul. Urmează un an foarte dificil pentru Republica Moldova și cu siguranță vor fi și multe alte subiecte importante de discutat. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Vă doresc succes. Doamnelor și domnilor, cotidianul Life a ajuns la final. Noi ne revedem deja săptămâna viitoare, marți, începând cu ora 20:00. Să aveți un weekend cât mai frumos și pe curând. Nu?